Ăsta doi Mihaela pe aici să ceartă, nu știu ce au. Ești pedepsită. Hai, hai, repede. Acum. Da, mă, da, ți-am spus că-ți o coca. Un singur telefon o să dau și o să vă pun la punct pe amândoi. Schizofrenica asta, cine mai e, mă? Pe mine mă sperie. Bravo, voi, Petră, bă, bravo. Eu știam că ești cea mai bună, de-aia te-ai chemat. Nu vrei tu să rămâi mai mult timp aici? Nu e de bine. Dereglații. Cu cine vorbești, mă, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Dereglații. Mamaie, am prins o lăcustă. Mie, de la mâncam eu când eram mică. Da, scârbos. Pune-o pe sorul ta. Hai, mă, plecați de aceea cu scârboșenile voastre. Hai, mă, pune-o, să vezi cum țipă. Cătăline, pleacă cu aia de aceea, că-ți dau doi pumni în cap. Te-ai dus, dracul. Cătăline, să mor, eu te spun, mami, lasă-mă, că mi-e frică, e scârbos. Ce frică e! Mă, ce se întâmplă, mă, aici, că vă aude tot blocul? Ăștia doi, Mihaela, pe aici să ceartă, nu știu ce au, ce aveți, mă, de părțit? Florine, tu ce faci cu lăcusta aia în mână? Nu știu, mami, ce face cu ea, parcă turbă. Găsi o lăcustă pe aici și o pune pe mine. Și știi că mi-e frică de așa ceva. Pardon? Doamne, ia-mă, Florine, lasă-l pe Cătălin în pace cu lăcustele tale și cu insectele tale. Ce ai, turbaș? Ai făcut spume? Ce ai de face așa urât? Mami, dar Cătălin dădea cu ea pe mine, nu eu. Te rog eu frumos, nu mă minți. Zi, mă, mică, tu, cine a dat pe cine? Mă pui pe mine să spun. Știi că am început de orbire. Nu știu, gâza era la Florina în mână. Aia, dreacu de hoașcă bătrână ce ești. Gata, mi-a ajuns, Florina, ești pelepsită. Nu mai ai voie strudele cu brânzică 2 săptămâni de zile. Mama e de brânzică. Gata, am încheiat subiectul. Stai că ți-o coc eu ție, animalule, pentru strudele cu brânzică. Mama e de brânzică. Să dea dracu să vă mai certați. Dați-vă aici la mine. Tată, ce faci? Tată, hello! Ce, mă, ce vrei? Ai treabă? Da, văd că nu prea sunt băgat în seamă. Ia dă mâna asta puțin. Și pune-o pasta la tălică în mână, așa. Așa, când îi auzi vocea lui Cătălin, doar lași de ea așa în jos, ok? Da, mă, da, hai, pleacă de aceea. Bine, bine. Așa e la popa prostu. Practic, tu ești proastă, ești popa prostu. Mă, eu te înțeleg pe tine, dar eu nu sunt popă. O și fiu eu proastă, dar nu sunt popa prostu. Doamne, ia-mă, Alexandru, tu ești proastă? Da. V-ați jucat popa prostu și tu ai pierdut. Ești popa prostu, ce dracu? Cătăline, hai repede la baie, că să-mi ridicăm mamaie și căzu. Ce dracu ai, mă, mamaie aici? Hello. Mama, să-mi ridică, hai, că să-mi ridică mama. Doamne, ferește. Hai, repede. Acum, de ce dracu alergăm ăștia pe aceea? Hai, repede. Acum. S-a dus. Au. Da, mă, ți-am spus că ți-o coc. Că duci ca bolovan, nu? Ți-ar capul, dracu. Na, că mi-ai mâncat sufletul. Mamă, ce mă enervezi. Doamne ferește, ce faceți, mă, aici? Ștergeți parchetul cu voi? Eu zic că merită pedeapsa capitală, e numai via lui. Da, să vezi ce-ți dă ție. Mami, i-am dădut cutiga aia în cap. Nu, că nu mai merge. Un singur telefon o să dau și o să vă pun la punct pe amândoi. O să vedeți voi cine o să vină. Mamă, v-ați dus, dracu. Eu știu pe cine cheamă. Nu e de bine. Gata, liniște că trebuie să ajungă. Dar cine trebuie să ajungă? Cine trebuie să ajungă? Stai aici, o să vezi tu. Bucureștiul cu Bucureștilor. Un trafic, e un trafic mare rău de tot în Bucureștiul ăsta. Că la mine Moldova nu e așa. Tanti, asta e Petra.
E o prietenă foarte bună de a mamei din Moldova. Da, femeia cred că are probleme cu capul, nu înțelege ce se întâmplă. Crede că le știe pe toate, e și agresivă. Da, nu o să mai spun nimic pentru că după o să-mi iau bătaie. Da, e o femeie cum se cade. O femeie frumoasă. Schizofrenica asta cine mai e, mă? Eu sunt Mirela Catin Carosuia de la Rosa Ramirez Barbara. Dar voi animalelor puteți să-mi ziceți Pietra. Pe mine mă sperie. Bine ai venit, Petra. Te servesc o cafea, un croissant, ceva? Da, noi mâncăm pământ toată ziua și pe asta un dublu de croissante. Ia uite-o și pe moțata asta. De ce comentezi fața lui Măta? Să vedeți ce vă cumințește cu asta. Tot bine, așa m-a cumințit. Ia de rapoare. Iuri, Viorele, de când nu te-am mai văzut. De când am fost la culeză cu Cruz. Să trăiești, Petra. Hai, gata. Copchii se trag în camera, hai. Hai că am de vorbit cu Mihaela ceva. Hai, copiii n-au ce căută aici. Hai, da, eu o să mă duc. Ia zi, Mihaela. Cu ce te supără copiii ăștia? Nu știu, Petra, nu știu, că mi-a mâncat sufletul. Se ceartă toată ziua ca bolovanii. Nu-i mai suport. Și te-ai chemat pe tine ca să-i pui la punct. Că știu că tu le ai cu așa ceva. Ca să știi și tu de la mine, tu ai greșit aici. Că dacă tu de mici îi puneai la respect, nu ai probleme. Dar asta că eu mă ocup eu la ei. Tu știi ce mai bine, fată, tu știi ce mai bine cum să-i pui la punct. Îți dau o cafea ceva? Da, că eu sunt muieră de cafea. Dă-o pălincă dacă ai. Pălincă? Am niște răchiu dacă vrei. E de aia de prună? E de prună de aia bună, mă duc să te aduc. Du-te, du-te! Da, tu știi că ăla după tine e tricoul meu? Da, e tricoul tău. Oricum când îl porți, tu nu are niciun haz. Mamă, ce mă enervezi! Tu! Ia dă-l tu încoace! Hai, mă, Cătăline, lasă-l tricoul tău! Ia dă-l tu mie tricoul pe tine nu dă... Aoleo! A mie mereu hainele! Ia, ho, dar ce să-l duc aici? Ce aveți de împărțit? Ia, uite că veni și Irina Login. Tale, ce mai vrei? Nu comenta, mă, băiete, la mine, că eu nu sunt măta și te plezesc acum de nu te vezi. Ce periculoasă e asta. Ia uite la ei. Păi cu limbricii ăștia te zbat cu Mihaela. Păi ăștia vrei să-i calmezi. Cam așa ceva, da. E așa să vezi pedeapsa ce vă dau eu vouă. Ca la mine, Moldova. Hai, în beci, amândoi în beci. În seara asta dormiți în beci. Hai mă, lasă-mă în pace cu Moldova. Aici sunt alte reguli. Uai, harăbuț bârlet. Treci în beci, acum treci în beci. Hai, hai, treci tu moțato. Hai tu moțato, treci, treci în beci. Hai, treci în beci. Hai, hai, hai că acolo dormiți în seara asta. E numai vina ta. De ce e vina mea, mă, animalele? Că e vina ta, că tu încep certurile. Nu mai plânge, că plâng și eu. Și nici măcar nu avem strudele cu brânzică. Mama e de brânzică. Gata, Mihaela, ți-am spus că e rezolv. Ce atâta? Bravo, voi, Petră, bă, bravo. Eu știam că ești cea mai bună, de-aia te-ai chemat. Auzi, nu vrei tu să rămâi mai mult timp aici? Bă, Mihaela, oricum eu n-am ce face acasă în Moldova. Mai bine stau aceea cu voi. Că mie îmi place să mă bag în casele oamenilor. O să fie interesant. V-a plăcut? V-a plăcut episodul, știu eu. Dați-mă și mie un follow pe Instagram dacă v-a plăcut. Și dacă vă place de mine, z.cătălinionuț. Stați aproape că miercurea și vinerea de la ora 6 seara apare episoade noi aici pe canal. Abonați-vă acolo! Pa!